Sâmbătă 10 mai, de la ora 13, la sediul Asociației Culturale Astra din Blaj, piața 1848, va avea loc vernisajul celei de-a 6-a ediții expoziției de artă tradițională. Acțiunea culturală face parte din cadrul evenimentelor organizate cu prilejul Zilelor Culturii Blăjene. În cadrul manifestării vor expune meșteri populari din județul Alba, în special de pe Târnavă, în arta lemnului, Nicolae Banciu din Blaj, Ion Nicolae Duleu Bia, Cojocărit, Ion Maier din Blaj, Țesături cu Sături Broderie, Elena Păcurar Mică Sasa, Maria Duleu, Rapsod Popular Bia, Iudifta Duleu Bia, Maria Cucui Pănade, Maria Zereș Pănade, Maria Bugner Mara, Ana Cenade și clasa de Țesături cu Sătoare din Bia, Pictură Icoane, Maria Predan Sebeș. De asemenea, va fi prezentat și portul tradițional reconstituit din Cergău prin proiectul cultural finanțat de AFC și implementat de Asociația ATMA în toamna lui 2013. Evenimentul tradițional dedicat meșterilor populari din județul Alba este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Blaj, Asociația Culturală Astra Blaj și Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba.